Cei aproape 100 de mineri blocați de luni în mina de uraniu de la Crucea au renunțat deocamdată la greva foamei în subteran. Oamenii au ieșit marți seară la ora 19 la suprafață și așteaptă rezultatul deciziilor de miercuri de la Ministerul Economiei, a declarat într-un comunicat de presă prefectul de Suceava, Constantin Harasim. Directorul sucursalei Suceava ASC, Compania Națională a Uraniului SA București, ne-a informat că minerii nu se mai consideră în grevă și sunt în așteptarea deciziilor ce se vor adopta în urma discuțiilor ce vor avea loc mâine, miercuri, la sediul Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, se arată în comunicat. Pe de altă parte, surse locale spun că ortacii ar putea continua conflictul de muncă în funcție de răspunsul de la București. Marți, numărul minerilor de la exploatarea de uraniu Crucea Botușana blocați în subteran a ajuns la 95, iar alți circa 30 de mineri protestau în curtea instituției. Protestatarii solicită asigurarea contractului de muncă până în 2020, în timp ce Compania Națională a Uraniului a decis să închidă temporar mina Crucea Botușana, considerată o exploatare neeconomică.